Salutare din pădure! Salutare! Vă salut, prietenii noștri! Respect la toată lumea! E duminică și am zis să ieșim la o plimbărică mică. Să vedem ce e pe aici. Revenim, cum găsim ceva? O să găsim, azi, suntem hotărâți. Ia uitați ce moșcule frumoși am găsit. Ha, ce fain sunt! Nu prea am găsit floricele. S-a intrat lopata în mână. Stai să se închide tati ghiozdănelul. Vrei să-l cari eu ghiozdănelul? Îl cară tata? Ce fain e la deal aici să urci. Uite azi mușchi din ăsta. Wow, mamă ce infelice de mușchile ăsta aici. Mamă, de frumos sunt. Da, spufoși, știu. Aici am un corm foarte mare, ce fain cânta. Altul. Ce anume? Da, apucai, dar plecă. Foarte mare corbon. Deci avea 1,5 metri la aripi, dacă se întinde asta. Ce frumos e, dar n-avem niciun semnal. Dăm așa ușor, nu ne grăbim. Stai aici așa ca o gaură. În rest e... Aici clar ne-ți ciodat cineva. Ora bubuie ceva? Ora săpa cineva. Sau a fost apă, mă. Nu cred că a bubuit nimic. N-a bubuit nimic, nu e niciun semnal, nici fier, nimic, absolut nimic. Eu n-am mai văzut pădure curată ca asta. Aici ceva. Revenim imediat. E ceva de metal. Nu cu mânuța goală, Alex, stai că... Nu stai la mânușile, trebuia să ți dea, Alex. În mașină, tata, n-ai două perechi iubite al tati. Ia ușor pe lângă el, așa. Ia și deasupra lui cumva. Așa, ia puțin. Dar aici e balastul meu, săpat, cred că vezi? Că nu e nici pământ ăla de sobă, sau să zici că au luat... Ce firmă e la sârmă? Sârmă ghimpată. Da, e un tranșeu aici. Da, cred că s-au jucat soldații pe aici. Da, da, da. O sârmă ghimpată. Hai să mai dăm prin gaură. Picure, dezgropare acolo. Ia uite așa, am găsit noi pe aici. Mama lor de golani. Au găsit unul într-un șoară ca una. Pe aici vreau să mergem. Da, a început să picure. Trece un poduleț. O ploua mult, mă. E destul de norat. Mai ales în partea aia încolo. Era fain, cred că, nu? Urcam pe acolo și apa. Și vedeam și ei dincolo, că acolo n-a fost niciodată. Păi da, dar stai să vedem dacă vine ploaia, dacă plouă. Acolo e barajul din nord. Aici e podețul, coborâre. Cred că pe aici vine și oltul când se umflă. Vine, vine. Că acolo e linia stufului în partea aia. Vine, vine până aici. Eu că sunt gunoaie, mă, dar nu iau gunoaie, ce fain era să dăm o tură. Da, acolo oricum e interesant, dar în sus. Că uite și aici ce del ușor frumos. Ia uite, oameni buni, ce frumos e aici. Cum s-a dărâmat tot ăla. Și a căzut aici. Dar nu putem să dăm. Da, mai căutăm locuri. Uitați, oameni, prea am găsit un monument istoric. Da, ce cum s-a plouă schitul, vedem și eu un monument istoric care e uriar. 1673-1702. Wow. Hai să vedem, Doamne ajută. O super cruce veche.
La Vâlcea plouă deja, acolo e Vâlcea în partea aceea. Aici văd că au și un mormânt, morminte, un cimitir. Revenim din interior. Uitați ce frumoasă intrare. Uite ușile originale. Uite urși alea țintuite. Da. Aici țineau, cred că, animăluțele. Cred că țineau animăluțele, tata. Și biserica, uite-o cum e fața, dar se vede cât de veche poate să fie. Aici ce este? A, cred că s-a plecat. Ce ușe micuță. Aici e pe lateralul. Da. Ce interesantă ce e. Cetate superbă. Turnul acolo, se închideau aici și se apărau și ei, cum puteau. Wow, ce veche e. Uite după vopsea, vezi ce culoare are? Da. Acolo au mormânt foarte vechi. Foarte faină. Trebuie să mă limp pasul, că sigur începe ploaia. Da, și probabil. Wow, ce veche e crucea. Bă, da, frumos, ce ziduri, sunt superbe. Uite cât de frumoase zidurile. Mamă, cât de bine arată. Asta e cetatea. Vedeți cât de micuță e? Schitu Fedeleșoiu. Foarte fain. Trebuie să oprim filmarea, că a început bine ploaia. O să oprim exact când ieșim și o luăm la fugă spre mașină. Da, e foarte fain. Îți place, tati? Da. Ia uite-ți, oameni buni, acolo e râmbi cu Vâlcea jos. Suntem sus, la Runcu. E furtună că de-aia m-a sunat soția și mi-a zis: băi, Mari, dar voi unde sunteți, mă, prin pădure, mă, că plouă. Și am zis: la noi nu plouă. Încă mai e puțin senin. O să dăm în pădurea de acolo, că am găsit noi un loc. Foarte fain. Ia uitați, oameni buni, la Râmnicu Vâlcea furtuna și la Călimănești. Ia uitați cum intră razele printre... E superb, superb locul. Stai. Foarte frumos. Se văd munții acolo în depărtare. Superb. Deci e superb, superb. Ia uite, făgăraiful acolo. Vâlcea e prea tare. Dian, să vezi și aici cât de frumos e locul și îngrijit. Ia uite să vedem. Au făcut o groapă de gunoi. O cadă acolo jos. Uite-te și tu cum se vede măreția pădurii. Uite ce au aruncat oamenii. Doamne ferește. Uite și tu. A, uite cât de minunat e până jos. Am văzut cu Alex mai demult pe acolo. Uite așa trecea o căprioară. Eu nu mai înțeleg, te jur. Erai mai mică, tata, aveai vreo 3 ani. Au. Te-am adus la pădure de mult, de când ești mică, nu numai acum. Da. Da, superb. Doar că, pac, tot gunoiul. A venit cineva aici, că a zis că acasă n-avea unde. Asta e o margine de baraj. Hai să dăm repede aici, așa că mă rog, care și nu știu pe aia. Să nu vină pe aia, hai. Mergem de aici în vârf, fii. Ce tare e pe aici. Wow. Frumos. Poate găsim ceva. Revenim.